Ce situație neplăcută și neașteptată. Dima a părăsit într-adevăr competiția și nu oricum ce pe ușa din spate. Concurenții l-au aplaudat, Dima și-a luat la revedere de la ei, dar totul a fost foarte scurt. I-a îmbrățișat pe toți foarte repede, le-a zis să aibă grijă de ei. Pe Sabrina, bineînțeles că am văzut-o plângând, este și da. normal. A durat foarte puțin despărțirea aceasta, după ce Dima a îmbrățișat concurenții, i-a spus Saprinei să vină la el și să fie puternică, ea l-a luat de mână și l-a condus până acolo la ușă. Nu cred că a stat nici 20 de secunde și a ieșit imediat, a închis ușa după ea. Nu știu dacă ar fi meritat sau nu astfel de despărțire, de ieșire din competiție, asta probabil știu mai bine cei de acolo din producție. E ciudată situația pentru că Sabrina voia să plece acum o săptămână, ei doi erau ca și cuplu propus spre eliminare și cumva au rămas amândoi în competiție. Cred că și făcuse și planuri să se căsătorească în marea finală și acum dacă vor fi nominalizări de fete vineri nu avem nicio certitudine că Sabrina va fi nominalizată și mai ales votată de telespectatori să iasă